Și pe epidemia asta începe un minut de râs. Salutare băianănașilor și bine v-am găsit la un nou episod. În sfârșit și-a revenit trendingul. De ce zic asta? Om Bladon este pe primul loc și nu mai e Dani Mocan sau alți artiști consacrați. După cum știți, săptămâna trecută n-am avut curent, acum am altă problemă, nu am internet, nu știu, eu sper să vină ca să pot să-l postez astăzi. Gata, prieteni, și înainte să trecem la primul clip de astăzi, vreau să vă citesc un coment și anume, te rog, adun 10.000 de abonați. Mă, problema asta nu prea pot eu să rezolv singur, trebuie să mai cer și părerea cuiva și anume, ia să-l întrebăm pe Chelo. Ăsta vrea 10.000 în 2 minute. Băi frate, e greu să-ți aduc 10.000 de abonați. Cred că ți-ar fi ție mult mai ușor ca să-i găsești. Să postezi ceva și sigur o să se uite lumea și o să se aboneze. Gata băi prieteni și trecem la primul clip de astăzi. Nu știu cum reacționați voi când pierdeți la un joc. Eu nu sunt foarte calm. Adică am spart câteva tastaturi. N-ar fi cine știe ce. În clipul următor îl avem pe domnul ăsta care nu prea știe el să piardă la Remi. Plecați pe mine, du-te în corpul de bulangiu! Vorbește-mă frumos! Bă, du-te-mă în pula mea de aici! De fraia! Bă, plecați mea! Bă, plec! Bă! Fătu-ți morții tăi! Cred că te mânc cu totul, bă, ca mea! Da, bă, șefi, bă! Bă, fraiele! Nu mai mă neroa, că te rup într-o zi, că nu-mi frică de tine, gustere! Te în pula mea de... gustere! Ca dacă nu ții la glumă, nu mai glumi, du-te în pula mea de... fraiele! Înainte să trecem la următorul clip, vreau să vă arăt un clip pe care l-am primit de la... Am uitat de la cine l-a primit, scuză-mă, dar îți mulțumesc mult pentru el. Sunt eu cu Viorica Dăncilă și cu Liviu Dragnea. Asta o să mai mă uit odată la el. Mulțumesc mult pentru clip. Ce să zic, prietenii mei, pesediștii. Și cum ziceam, trecem la următorul clip de astăzi. În ăsta nu prea ar fi nimic de râs, cred că e mai mult de plâns. Oare pățesc ceva că m-am luat de preoți? Ai belit pula. A, nu e grav, mă descurc, nu-i problemă pentru mine. Și dacă tot vorbim de pop, hai să mai vedem unul. De ce e asta? Ce să fie asta? Ce ți se pare ce că este? Îmbrăcată? Pe mine m-ai văzut vreodată în halul ăsta? Nu. E îmbrăcat așa pentru că e preot, tati. Se vede. Păi, vezi? Nu-i Batman. Se vede că e preot. Și trecem la următorul clip de astăzi. În ăsta avem o mamă care încearcă să explice copilului prin ce durere a trecut atunci când l-a născut. Doar că el are o explicație mult mai amuzantă. Cum ar veni... 12 ore am stat în dureri. Da, cum ar veni... Mă durea burta groaznic. Dar așa, cum ar veni... Te căcai și nu țeșa, nu? Așa, băi, Anana și Lor, înainte să trecem la următorul clip de astăzi, mai țineți minte că... Eu pot să aplaud cu o singură mână. E, a mai apărut cineva. Să știi că nu numai tu poți aplauda cu o mână. Vă cu amândouă. Foarte bine m-ai făcut, eu pot decât cu una. Pentru cei care sunt mai vechi pe canalul ăsta, știți că l-am mai prezentat mai de mult pe Alex Godoroja. E, acum am mai scos o melodie, adică cred că e melodie nouă, am primit-o de la voi, nici n-am apucat să mă uit pe canalul lui. E o melodie la fel de interesantă ca și celelalte. Dacă vă place de el, mergeți să abonați-vă pe canalul lui. Străzile pustii pe spatele meu, fumul ăsta roșu pe spatele meu, două anvelope pe spatele meu și toate împreună pe basul meu.
Strada e goală, ceața e mare, expiram la verele. Acum ești în fața mea, eu citesc iar. Verele, verele, iar verele, vino mai aproape în verele, vino mai aproape în verele. Trecem la următorul clip de astăzi. Am o întrebare, cât fac 6 plus 3? Dacă cumva ați răspuns 9, e greșit. 6, 7, 8, 9, 10. Păi 3 ai zis, nu 3, pui 6 și mai pui 3, 10 milioane. 9, mă. Nu-i 9. Mai zăcoate o dată, hai. Florine, lasă. Mai 6, da? 6, uite 6. Așa, 6. Și mai 3, cât fac? Nu, uite așa, 6. Nu, uite așa, 6. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce mă încurs tu pe mine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? Da. Și mai punem 1, 2, 3. Na, numărul pe toate, să vezi câte sunt. Da. Hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu e bine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu, dracu, bine, nouă. 1, 2, 3, 4, 5, nu. 6, 7, 8, 9, 10, putu-i mama măsii. 9, Florin, 9. Nu, nu s-o puteți bine. Băi, 6 cu 3, cât e până la urmă? 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 10 milioane, 6 cu 3. Păi, normal. Gata, prieteni, și trecem la următorul clip de astăzi, dar înainte să vă arăt muci! Băi, chiar mi-era dor de mucișori ăștia. Și cum ziceam, trecem la ultimul clip de astăzi, dacă cumva ești în depresie și ai gânduri mai întunecate și mai necurate așa, uite-te la clipul ăsta. Oricâte probleme ai avea, nu e bine să te omori ca țărană, nu te omori, ia, ca pizdelele, mă omor, ia. Dar tu nu mai existi, adică tu crezi că ajungi în altă lume și pula mea cu spiritul tău. Nu! Spiritul rămâne! În pizda mătii. Și ce e important? Să fuți, să te distrezi, să bei mici, bere și toate cele, pepeni, struguri, ciorchini, toate distracții, toate panaramele, sunt atâtea carusele, sunt atâtea mașinării care să apeși pe butoane, sunt atâtea măgării să cânt, să vioară, să toate alea. Ce? Gata, prieteni, ăsta a fost episodul pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, un coment, dați un share, abonați-vă. Pentru cei care m-au... Pentru cei care m-au întrebat de clipuri trecut unde era tataie ăla care se spăla, cel care mi l-a trimis mi-a cerut ca să-l scot, s-a răzgândit, în fine, de aceea nu-l mai găsiți. Gata, prieteni, a, bineînțeles, nu uitați numărul de WhatsApp, unde aștept clipurile voastre. Dacă răspund mai greu, scuzați-mă. Mesaje foarte multe. Deci, nu uitați de numărul de WhatsApp. Gata, prieteni. Ăsta a fost episodul pentru astăzi. Vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare și până data viitoare să ne auzim de bine. Pa! Cucu! Bau!